Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou unboxing. Mă lupt aici cu o răceală, cred că se aude în vocea mea. Astăzi facem un unboxing la un controller de la Nintendo. Un Nintendo Switch Pro Controller, cum se poate observa și aici. Dacă aveți Nintendo Switch, probabil că vă doriți și o astfel de jucărie, așa cum mi-am dorit și eu. E altceva când ai un controller ca lumea în mână, sunt bune și joy-con-urile alea, dar parcă totuși ți-ai dori un astfel de controller. Asta este cutia, aici frumos logo-ul Nintendo Switch. Vedem aici laterala și stânga și dreapta, da? Sunt asemănătoare. Pe spate aici ne arată mai multe specificații. Puteți să puneți pauză dacă vă interesează. Vedeți aici ce conține, controllerul și un cablu USB o să vedem imediat despre ce este vorba, că este un unboxing, da? Hai să scoatem frumoșel de aici toată nebuneala, să vedem care cum ce este pe aici. Așa, dăm toate nebunile la o parte. Și hai să vedem. Bam bam bam, aici este controlorul, o să ne uităm imediat la el. Vedem un cablu USB de la USB normal la USB tai C, foarte bun, să fie primit, că vorba aia, e bun pentru orice. E destul de gros, deci cred că are și posibil să aibă și fast charging, nu știu să vă spun acum. Vedeți aici este branduin Nintendo, foarte bun cablul ăsta, ce să mai este cablu țapăn. Nici producătorii de telefoane nu dau astfel de cabluri, foarte bun. Good job Nintendo, asta îmi place, un cablu sănătos. Una bucată manual de utilization, da? Vedeți aici toate, toate cele frumos. Și acum hai să ne uităm la controller pentru că vine aici într-o pungă din asta antistatică. A avut și ceva, văd că încă mai are niște țiple pe el. N-a fost desfăcut niciodată, asta e prima oară, să știți. Vedeți și voi aici frumos. Aici zona asta este... Ai urea un pic pentru că este cam glossy și o să strâng amprente zgârieturi foarte, foarte rapid. Vedem aici frumos butoanele. Dipedurile astea sau cum le numesc. Se simte foarte, foarte bine în mână. E calitativ, este, este, ce trebuie, ce să mai încolo și încoace. Vedem aici și butonul de power. Bineînțeles, trebuie și el alimentat, că na, vorba aia, are și un acumulator aici, la interior și ne arată nivelul de baterie. Haideți să-i și dăm un power-on, dacă o avea baterie, are o baterie sau? Da, uite că i-am dat un power-on și a început să licărească pe aici, pe semne că caută consola să se conecteze la ea, dar bineînțeles că momentan nu am o consolă la îndemână ca să pot să fac conectarea cu acest controller. Bineînțeles, dacă vreți să vedeți cum se conectează și toate cele, lăsați-mi lăsați rubrica frumos de comentarii acolo și bineînțeles o să fac un clip și am să vă arăt cum se conectează la switch. Și cam asta este ce se mai încolo și încoace. Astea puteau să le ascundă și șuruburile astea, sincer, aici asta nu mi place. Da? deci asta nu mi place și partea asta aici glossy. În rest se simte foarte, foarte bine în mână, stă ca lumea, stă cum trebuie în mână. Este confortabil, chiar mai confortabil cred că decât uh, cel de la PlayStation 4 și Xbox, că pe alea am pus mâna, pe cel de PlayStation 5 încă n-am apucat să, să pun mâna, să văd cât de confortabil este, dar ăsta este chiar se simte foarte bine în mână. Este destul de confortabil și cred că o să, o să reziste la sesiuni intense de gaming. Bun, cam asta a fost unboxingul, dacă vreți să vi-l cumpărați și voi vă las link în descriere. Dacă nu vreți să vă cumpărați produsul ăsta și vreți să vă cumpărați alte produse, accesați linkul același și cumpărați-vă alte produse. În felul ăsta m-a ajutat și pe mine. Dați și un share ca să vadă și prietenii voștri. Poate vor să-și cumpere și ei un astfel de controller sau ceva similar și bineînțeles un like pentru că mă ajută tare tare mult dacă ești în trecere pe aici și încă n-ai făcut-o te-aș să apeși și butonul de subscribe cu clopoțel astfel vei fi notificat de fiecare dată când o să încarc ceva nou pe canal bineînțeles dacă pierzi notificările sau ceva se întâmplă cu ele poți să intri și pe serverul de Discord în felul ăsta chiar nu o să ratezi niciun notificare și niciun clip nou legat de unboxing-uri sau gaming sau tot ce mai fac eu live-uri și altfel, alte chestii tutoriale și promoții și tot ce mai fac eu pe uh, canalul acesta. Mersi frumos încă o de vizionare, sper să vă aducă moșul tot ce vă doriți, sănătate multă la toată lumea, aveți grijă de voi, eu chiar am nevoie de o sănătășire mai gramnică, pentru că nu știu ce s-a întâmplat, am crezut că fentez răceala asta, dar se pare că m-a fentat ea pe mine, nu eu pe ea. Bun, ăsta a fost unboxing-ul, mersi frumos încă dată de vizionare, aveți grijă de voi, toate cele bune, v-am pupat!